Unde e un ciupic? Unde e un ciupic, mă? Unde e, mă, un ciupic, mă? L-ai pierdut prin pat? Ciupicu, unde e un ciupicu? Elefantul Cici și-a pierdut ciupici. Unde e un ciupic? Unde e, mă? Nu mai ai un ciupic. Nu mai ai un ciupic. Unde l-ai pierdut? Hai că l-am găsit. Ah, că l-am găsit. L-am găsit tipicul. Da? Ești foarte atent acolo. Ține acolo un bebeluș. Ține bebelușul seara de acolo. Ești supărat, Iosif? E supărat tare, mami? Cât de supărat e bietul? Cât de supărat ești? E supărat tare? Vrei un lăptic? Unde vrei să pleci, mă? A venit? Da. E roșu pizza? Da. Trei bucăți, nu? Da, da, da. 27. Nu mi-a plăcut asta de la Aldi. Ba, da, mi-a dat mesaj. Să șpii, da? Vreau să vină la toate la. O să le scriu. Asta are alt miros, cafea asta. Mm-hmm. Aia de la Aldi nu mi-a plăcut deloc. E la același preț, parcă, nu? Da, acum e 2 euro mai ieftin. Dar asta e la ofertă, știi câte? Mm. 11,49. A, păi la ofertă e la același preț. Mm-hmm. Când e la ofertă, mi se pare că e 16 euro, nu? Ce faci, genul, da? Au făcut ceva la Pampers? Iosif, bești tu cafeluța? Da. Ești și el cu tati. Stai cu tati și bei cafeaua? Hai să uite la tine. Da, îți vede că mi-e bună, are alt gust așa. Are alt gust, nu? E frumos. Mai aromată. Nu te mai uita așa la tati, mă. Da, cred că îl întorc. Vrei să te întorc? Să uită când mănânci ceva sau bei. Da. Și vrei și tu cafea?
Vrei să treci direct la cafea? Trebuie să iau cafea acolo. Hai că mai aveam 2-3 săptămâni și o să papi. Da. Începem diversificarea. Da. Îți convine? Voi băga niște mini pizza dintre acestea la cuptor. La 5:30 trebuie să mergem la grădiniță și voi duce din astea mini pizza. Maria are în seara asta Lantern Fest și fiecare trebuie să ducă câte ceva. Eu voi duce mini pizza, le voi băga pe astea la cuptor și mai am încă o cutie din asta de făcut. Astea sunt cu șincăn și asta cu salami. Da, le bag la cuptor și apoi ne pregătim că trebuie să plecăm la 5. Și o voi lua și pe Antonia cu mine. Gata, plecăm la grădiniță. Am luat lanternele. Astea, bețele le-am cumpărat noi. Asta au făcut-o Maria la grădii. Da, singură. I-am cumpărat una și Antoniei. Hai, ține-o. Pe Iosif vă ducem la bunii. Aici am pregătit pizza și un termos cu ceai de mentă și lămâie, sirop de agave. Da, plecăm că suntem pe grabă. Hai, aliniați-vă ca să facem poză. Stați acolo, mă, ca să fac o poză, mă. Acolo, mă. Ca să facem poză, Didi. Ține mână. Nu vrei, Maria? Poză, da? Sunteți salvați. Să facem poză, pune-te lângă Maria. Hai, stați acolo să vă fac o poză. Nu vrei? De ce? Hai că ajungem acasă, dau ceva bun. Hai, stai la poză. Stați? Dar de ce plângi? Nu ți-a plăcut la grăniță? Bună! Noi mergem după Antonia la școală. Sunt cu Maria și cu Iosif. Sebi are o programare, așa că mergem noi după Antonia. Pe Maria a dus-o el de la 11, a dus-o de la grădiniță. Așa că ne-am îmbrăcat și am plecat după Antonia. Și după ce o iau pe Antonia, vreau să intru și până la Aldi. Este destul de răcoare afară, bate vântul. M-am îmbrăcat gros. Se vede că este noiembrie. Ieri m-am filmat foarte puțin. Am fost aseară la Maria la grădiniță. A avut Lantern Fest. A plouat. Am mers cu umbrele după noi. Eu m-am mutat toată. Mi-a luat o pereche de Adidas și de pânză. Și am udă luarcă la picioare. Nu știam că va ploua. Și da, am ajuns udăleoarcă la grădiniță. Așa am stat. Ei normal trebuiau să plece cu lanternele pe stradă. Dar nu au mai plecat pentru că a plouat. Așa că am stat la grădiniță, au cântat câte ceva și am mâncat câte ceva, am băut și am venit acasă. Cam asta am făcut. Nu a fost așa de frumos pentru că a plouat. Și nici de filmat n-am filmat pentru că erau mulți copii și adulți. Ține-te de căruța, treci în partea asta la alta. Treci în partea asta la alta. Așa, ține căruț. Bravo. Unde mergi? Să o iei pe Antonia de la grădini? De la școală, pardon. Eu tot nu m-am învățat că e la școală, tot de grădi. De multe ori spun grădi. Așa-i? Grădi. Hai să ne uităm dacă vin mașini. Uite-te. Vine? Nu. Când nu vine mașina, traversez, da? Gata, am luat-o pe Antonia de la școală.
Acum mergem la Aldi să luăm câte ceva de la Aldi și înapoi spre casă. A, este aici un... Nu, dar nu aici. Râuleț. Haide. Da, era un pește. Și Maria au văzut un pește. Și eu. Era acolo, da. Da, și este tare și frumos. E tare și frumos. E mare. Dar feriți-vă, Antonia, când vine cineva, feriți-vă. Nu merge așa. Era să dai peste... Doamna aia. Nu e zăpadă, era spumă. Încet, stați încet. Am ieșit de la Aldi, mergem spre casă acum. De fapt merg, pentru că m-am întâlnit cu Sebi pe stradă când veneam. A oprit și mi-a luat sacoșa și fetele s-au dus cu el. Eu am zis că nu mai are rost să mai pun căruțul în portbagaj, să merg cu el. Nu mai am mult până acasă și am zis că merg pe jos, mai fac și eu un pic de sport. Prin Aldi nu v-am mai filmat nimic. Am luat câte ceva, vă arăt acasă. Nu am mai filmat pentru că a fost o nebunială totală cu fetele. De fapt cu Maria, că Antonia este foarte ascultătoare. Maria, mami, vreau și aia, mami, mami, mă strângea de studiori. Iosif a început și el să plângă și tot așa. A fost o nebuneală. Nu mă mai duc de acum cu trei copii după mine. Eu am venit pe jos și am ajuns înainte lor acasă. Mașina nu e acasă. Cred că s-a mai oprit pe undeva. Pentru că eu pe jos am ajuns înainte lor. Ei încă n-au ajuns. Eu cu Iosif sunt mai rapidă. Am ajuns acasă și cam astea sunt cumpărăturile făcute de la Aldi. Am luat aici două lingerii de pat pentru camera fetelor. Nu prea aveam acolo la ele lingerii pentru patul lor. Așa că am luat două. Era în ofertă la 12 euro. De la 17, cred, sau nu mai știu exact. Aici am luat două pachete de biscuiți simpli. Vreau să fac un cheesecake și îmi trebuia biscuiți. Philadelphia am luat două bucăți. Carne de vită și de porc tocată. Aici fetele și-au luat bombonele din astea de pus pe biscuiți, prăjituri. Am luat un unt. Două de pateu. Aici am luat un creme fresh, o smântână, tot pentru cheesecake. Un cofraj de ouă. Aici mi-am luat o lumânărică din asta. Miroase foarte, foarte bine. Miroase așa lemn. Nu știu cum să explic, dar miroase foarte bine. Cam așa arată. Așa. Și aici mi-am luat două recipiente din astea de pus uleiul și oțetul. Cam așa arată. Și astea erau la reducere. La 4 euro jumătate de la 7 euro. Asta este pentru oțet, cred. Și asta este pentru ulei. Da, cam așa arată. Cam astea au fost cumpărăturile de la Aldi. Mă apuc acum de cheesecake. Aici am un pachet de biscuiți cu unt.
Are 200 de grame. Pachetul acesta îl voi desface și voi fărnița toți biscuiții. Nu voi face un cheesecake foarte mare, foarte înalt, deoarece am luat prea puțin brânză Philadelphia. Trebuia să iau măcar vreo 4-5 cutiuțe, eu am luat doar 2 și una de smântână. Dar îl voi face așa și data viitoare voi face cheesecake-ul mai înalt. Acum fac așa unul mai micuț pentru că Antonia a văzut aseară cu mine, se uita pe TikTok și a văzut că făcea cineva cheesecake și mi-a zis să-i fac și ei. Și am zis că hai să iau niște biscuiți, niște brânză, să-i fac un cheesecake așa mai micuț pentru ele și va ieși bun și așa mai mic, nu contează să fie așa de înalt, pentru că fac pentru fete și na, nu fac unul foarte mare. După cum ați văzut, am pus un pachet de 200 de grame de biscuiți și am topit aici 150 de grame de unt. Am turnat peste biscuiți și amestecăm foarte, foarte bine să se moaie toți biscuiții, să ajungă untul peste tot. Amestecăm foarte, foarte bine până se înmoaie și se umezesc biscuiții. După ce am amestecat biscuiții cu untul, îi pun așa într-o tavă din asta rotundă și îi presez foarte bine, apoi bag tava în frigider până fac eu crema pentru cheesecake. Acum mă ocup de crema pentru cheesecake. Am aici 2 cutiuți de brânză Philadelphia. Are 175 de grame o cutiuță. După cum v-am spus, trebuia mai multă brânză, dar eu am cumpărat doar 2. Nu știu ce a fost în capul meu, dar mă rog, eram cu copiii după mine și m-au nebunit de cap. Am pus și o cutiuță de smântână, are 200 de grame. Am amestecat un pic brânza cu smântână, apoi am pus 3 ouă. 30 de grame de zahăr pudră, nu am pus mai mult pentru că nu vreau să fie prea dulce. 30 de grame mi s-a părut foarte suficient, nu a ieșit foarte, foarte dulce, a ieșit numai bun pentru că biscuiții sunt foarte dulci și a combinat totul. Și am pus 4 plicuri de zahăr vanilinat. Și apoi am turnat compoziția peste biscuiți și am băgat-o la cuptor pentru 45-50 de minute la 160 de grade. Cam așa arată rezultatul final la cheesecake. Acum suntem a doua zi de dimineață. Eu l-am terminat aseară, l-am lăsat la răcit și am pus dulceață de cireșe peste. Nu am pus altceva decât dulceață și cam așa arată. Dacă vreți să fie mai înalt, puneți mai multă brânză. Eu am pus puțină brânză și mi-a ieșit mai mic. Dar este foarte delicios și așa. Am pus câteva bomboane pe deasupra și da. Nu arată foarte, foarte
bine, dar este foarte bun. Cam așa. L-am lăsat peste noapte la frigider. Și cam așa arată. Este foarte ușor de făcut.